Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Melek, episodul 27. La spitalul din Adana, Melek află că costul tratamentului ei nu a fost plătit integral la început, cum a crezut ea, și că Halil plătește fiecare ședință de chimioterapie, deși are o mulțime de datorii pentru atelier. Este ziua gemenilor, dar după întâmplarea cu Adnan, ei nu mai vor să sărbătorească. Omer cu Mirza propun să meargă toți la cabana lui Halil, să facă un grătar și să petreacă o zi liniștită împreună, ca să o ajute pe Defne să-și revină. Melek și Halil merg și ei acolo când se întorc din Adana. Halil este emoționat când o duce pe Melek pentru prima dată în casa pe care a construit-o pentru ea cu ani în urmă. Petrec un timp frumos cu toții, iar Halil cântă la chitară din nou, după mulți ani. El îi spune lui Mirza cât de fericit l-au făcut aceste clipe și îi mulțumește pentru ideea lui. Melek merge singură în bucătărie ca să-și ia medicamentele și observă într-un dulap o cutie pe care scrie numele ei. O deschide și în ea găsește câteva obiecte care i-au aparținut ei și un jurnal. Abia atunci ea înțelege că Halil a iubit-o în trecut. Mirza intră în bucătărie și o vede cu jurnalul în mână, dar amână discuția până a doua zi la atelier. Atunci îi duce și jurnalul ca să-l citească și îi spune că Halil a început să-l scrie după ce i-a plecat. Melek îi povestește că l-a iubit pe Halil în trecut, dar fiindcă el nu i-a dat niciun semn că o iubește, ea credea că este îndrăgostit de o colegă de-a lui de la universitate. Când părinții lor le-au aranjat căsătoria, Melek a crezut că îi face un bine lui Halil dacă pleacă, ca să nu fie obligat să se căsătorească cu o femeie pe care nu o iubește. Pe Alpay l-a cunoscut în acea perioadă, când era tristă și singură, iar el a cucerit-o pentru că era plin de viață și distractiv. A crezut că va avea o viață frumoasă alături de el și a sperat că cu timpul îl va iubi. Acum Mirza îi spune că Halil a iubit-o întotdeauna și că încă o iubește. Seit Ali le cumpără gemenilor cadouri speciale și îi așteaptă bucuros să sărbătorească împreună ziua lor. Este tare dezamăgit când află că sunt toți acasă la Halil. Cum Ali pregătește și el un ospăț pentru Omer după ce a fost externat și se necăjește când Omer alege să fie alături de Defne și de ceilalți la cabană. Mitat o cere în căsătorie pe Zeiran. Melek îl convinge pe Kerem să semneze contractul cu Gaziantep și vor rămâne în oraș. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.